Salut, mă băieți, bine v-am găsit la Setup Tour-ul promis, cu ocazia că am făcut 3000 de abonați. Să trecem la Setup Tour. Ce să vă zic înainte de asta e dacă vreți să dați un like și un subscribe și eventual să puneți vechi până pe shop dacă vreți să mă susțineți. În orice caz, hai să trecem la Setup Tour, găsiți absolut toate componentele și birou și tot în descrierea acestui videoclip. Mousepad-ul este unul de la QWERTY Key, QWERTY Rising se pare că se miște, un mousepad acceptabil. Și na, mouse-ul este un Logitech G Pro Superlight, îmi tot vine să zic G502 pentru că m-am obișnuit să spun asta. Tastatura este un Hasme Mini pentru că toată lumea mă întreabă pe TikTok, bă, ce tastatura ai, ce tastatura ai? Este un Hasme Mini, varianta pe negru cu keycap-uri albe de la HyperX. Monitorul meu principal de 240Hz e de la Lenovo Legion i2525, dacă nu mă înșel. Monitorul secundar este un Acer de 75Hz care cred că are vreo 10-12 ani minim și chiar e foarte bun. E puțin zgâiat doar că își face treaba pentru chat și pentru YouTube. Microfonul pe care îl folosesc este un Translimited GX-T252 cu braț. La fel, un microfon foarte, foarte bun, are și un burețel și un pop filter pe care nu-l folosesc pentru că n-am burețelul. Hai să trecem în partea aceasta cu calculatorul ăsta șmecheru de tot. Am aici două seturi de astea Lego șmecheri pentru că mi-e place foarte mult Lego Star Wars și când am văzut că au pus nava asta am zis bă, o iau, nu-mi pasă. În fine. Chestia asta e un dongle de, nu știu ce, a venit cu mouse-ul, dacă știți voi și vă pricepe să-mi ziceți în comentarii. Și hai să trecem la PC, că aici e piesa de rezistență. Placa mea video este un RTX 3060 Ti, procesorul un i7-10700K F. Cablurile sunt luate de pe Shop for PC sau Shop.pc, nu mai știu, dar acum foarte mult timp, gen acum un an și ceva. Carcasa este un Akiris Wesen albă MRTX, placa de bază un B460M Pro 4. RAM-ii astea sunt de 16GB la 3200 de la Thermaltake, dacă nu mă înșel. SSD-ul este unul de 500 de la Kingston, sursa o sursă de la Thermaltake de 750W 80+, bronz mi se pare. Și cam ăsta este tot PC-ul. Ce am uitat să menționez este că acest cooler pe lichid este de la Lianli Galahad de 240mm și mai am aici niște keycap-uri printate la liceu și keycap-ul celor de la QWERTY. Căștile sunt niște căști de la HyperX Cloud 2 pe negru, niște căști, eu zic că sunt foarte bune, se aud excelent, au 7.1 surround, sunt pe fir și sunt foarte mulțumit de ele. Webcam-ul care eu fac în timp se numește Akiris Phase și stă pe acest tripied pe care l-am de câțiva ani buni, pentru că îmi plăcea să fac poze când eram puțin mai mic și am zis bă, mi-au tripied că nu știu ce, că nu știu ce. Își face foarte bine treaba. Filmează fix pe ăsta așa aici, cum vedeți voi pe ecran, mi se pare genial chestia asta. Și cam ăsta e setup-ul, băieți. Vreau să țin să menționez că în aceste dulăpioare, ultimele trei sunt pline de cărți. Acolo sunt niște acte și aici nu prea mare lucru. Am un pistol de lipit, niște cărți de joc, o mască, cablu de la microfon, caiete de la meditații, na, ca să fie într-un loc mai sigur. Sub birou nu am deloc cable management pentru că mai schimb multe chestii. Covorașul ăsta săracul trebuia să fie pus de aici până aici, doar că am uitat când am mutat birou și am zis bă, lasă așa, asta este. Aici în partea asta n-am cine știe ce, aici am prostii, un dulap cu măști și teste de COVID de la liceu. Aici este un dălăpior gol cu câteva sticări de la QWERTY și mai nimic. Aici în raftul ăsta am camera care nu mai are card SD și nu știu ce card să-i pun să filmeze Full HD. Cutia de la mouse, mouse-ul vechi, mousepad, alt ăsta de mousepad. Mai parte băieți este un setup, să zic, relativ basic de streaming. N-am lumini, n-am nebuneli, n-am cameră scumpă, nimic. Și nici n-am nevoie băieți pentru că important este să te descurci cu ceea ce ai și să nu investești prea mult. Sper că v-a plăcut acest setup tour și că, na, a meritat așteptarea într-un fel sau altul. După cum puteți observa, este o diferență foarte mare dintre setup-ul vechi și setup-ul nou. În orice caz, eu vă pup cu foarte multă stimă și foarte multă sper că ați vizionat acest videoclip.
Eu am fost Vehi și noi ne vom auzi la un livestream nou. Îmi pare că mă bâlbâi, dar este cam a 5-a oară când filmez și am dat foarte multe film. Eu vă pup cu multă seama și respect, băieți, și vă aștept la un nou livestream, videoclip sau orice altceva. Nu uitați să intrați și pe serverul meu de Discord. Eu vă pup, băieți, salut!